Una dintre activitățile Mântuitorului Iisus Hristos a fost să împărtășească oamenilor mesajul salvării, al restaurării, al mântuirii. De fapt, pentru asta a venit. De aceea noi îi spunem Mântuitorul, pentru că a realizat mântuirea. El a încredințat apostolilor săi misiunea aceasta de a transmite, de a spune tuturor oamenilor, la cât mai mulți oameni, cum pot fi salvați de iad. Aceasta se numește evangelizare. Sunt 2000 de ani de când Mântuitorul Iisus Hristos a fost pe pământ și i-a evangelizat pe oameni. Adevărul este că mentalitatea oamenilor de atunci, stilul lor de viață, felul în care munceau, trăiau, mâncau, s-au schimbat mult. De aceea, astăzi când facem evangelizare, ar trebui să ne gândim la metode contemporane de evangelizare. Exact așa se numește predica aceasta. Metode contemporane de evangelizare. Primul misionar trimis de Dumnezeu a fost Hristos. Apoi apostolii și toate generațiile până la noi. Astăzi este rândul nostru. Spunea Mântuitorul, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Iată dar că pe noi ne trimite Hristos. Dumnezeu l-a trimis pe Hristos la noi și pe noi ne trimite la oameni. Înainte să se înalțe la cer, Mântuitorul le-a explicat ucenicilor fișa apostolului, care conține trei responsabilități majore. Prima, implicarea marii trimiteri. Responsabilitatea evangelizării lumii, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Apoi, responsabilitatea botezării noilor convertiți. Botezați-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și trei, responsabilitatea instruirii celor botezați. Învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Apoi, marea trimitere poruncită de Mântuitorul trasează trei coordonate geografice de evangelizare și misiune. Prima dintre ele, dimensiunea locală. Fiecare credincios evangelizează acolo unde trăiește, în Ierusalim, spunea el. Apoi, metoda expansională. Biserica locală organizează evangelizări din aproape în aproape, Iudeea și Samaria. Evangelizarea prin expansiune oferă câmp de misiune slujitorilor și credincioșilor care simt chemarea pentru astfel de proiecte. Apoi, universală. Evangelizări în zonele îndepărtate, până la marginile pământului. Misiunea oferă spațiu credincioșilor care sunt chemați și trimiși departe de locul de origine. Pavel, Barnaba au făcut lucrul acesta. Indiferent de metodele folosite, există câteva principii. Fundamentele pentru evangelizare și misiune sunt următoarele. Evangelizarea se face cu resursele Duhului Sfânt. Înainte să trimită biserica în lume, Dumnezeu a trimis Duhul Sfânt în biserică. Hristos i-a împuternicit pe apostoli pentru evangelizare și misiune. Orice proiect evanghelistic sau misionar trebuie desfășurat pe platforma bisericii locale. Acesta este al doilea principiu. Se numește principiul Antiohia. 3. Oriunde Evanghelia este propovăduită, creșterea spirituală a convertiților trebuie să aibă loc într-un mediu bisericesc. Acesta este principiul Asia Mică. 4. Toate bisericile implicate trebuie să rămână într-un lanț al părtășiei care să asigure sănătate doctrinară și morală, supraveghere etică și ajutorarea caritabilă a celor evangelizați. 5. Diferența dintre funcție și formă. Funcția este să predicăm Evanghelia, forma este cum anume predicăm Evanghelia. În tot Noul Testament nu întâlnim două forme de convertire identice. Fiecare experiență este unică. Zacheu are povestea lui. A lui Nicodim este diferită. A fiului risipitor, a lui Bartimeu, a tânărului bogat, a sutașului, a femeii din Samaria, a famenului etiopian, a ofițerului Corneliu sau a apostolului Pavel, a polițistului din închisoarea din Filip și lista continuă cu toți cei care au fost evangelizați și convertiți. De cele mai multe ori Biblia spune ce să faci, dar nu spune cum să faci. Adevărul este că mesajul este unic, însă metodele sunt multiple. Mesajul este Iisus Hristos, calea, adevărul și viața. Evangelizarea poate fi făcută prin multe metode. Câteva dintre ele,
fiind cele mai folosite. Prima e metoda evangelizării personale a fiecărui credincios. Asta înseamnă că fiecare credincios își spune oamenilor din jur mărturia personală, exact așa cum povestește despre copii, despre nepoți, despre familia lui. 2. Metoda evangelizării publică. Cruciade pe stadion, în săli publice, în parcuri, în piețe. 3. Metoda evangelizării prin tehnologie. Radio, TV, metode, platforme, tot felul de metode care țin de tehnologie. Metoda relațională presupune să stabilim relații și pe fondul acestor relații să prezentăm Evanghelia. Exact asta se întâmplă în Faptele Apostolilor, capitolul 16. Apoi, metoda răspunderii nevoilor. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, spunea Hristos, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Dumnezeu Tatăl vostru din ceruri. Metoda proclamării. Petru predică în Fapte 2 la cinzecime și 3.000 de oameni se convertesc. Apoi, Hristos ne-a învățat, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Sau metoda discursului apologetic, predica lui Petru de la cinzecime. Sau metoda dialogului, Iisus Hristos și femeia din Samaria. Metoda ospitalității, la masă, la sărbători, la bucurie sau la încercare. Matei, după convertire, și-a invitat toți cunoscuții la el acasă. Sau metoda online, pe care am amintit-o puțin mai devreme. Stimați prieteni, prin predica aceasta am vrut să spun câteva lucruri care să ne deschidă mintea cu privire la metode contemporane pentru evangelizare. Funcția este să facem evangelizare. Forma este ce metode vom găsi pentru evangelizare. Ar trebui să găsim metode care se potrivesc cu stilul nostru de viață din contemporaneitate. Pentru că, indiferent ce metode folosim, funcția rămâne aceeași. Facem evangelizare. Dar metodele eficiente vor avea mult rod. Cele ineficiente ne vom consuma energia și nu vom avea rod. De aceea am încercat să spun câteva metode contemporane de evangelizare. Acum să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea înțelepciune să le aplicăm. Iar cei care vor auzi mesajul Evangheliei, Dumnezeu să le deschidă mintea și inima, să înțeleagă importanța mântuirii sufletului și să se convertească. Să ne rugăm împreună. Tatăl nostru ceresc, suntem în fața Ta și ne rugăm închinându-ne, mulțumindu-Ți, ne aplecăm la Sfintele-Ți picioare cu umilință, pentru că ne-ai acordat favoare și mare har și bunătate. Tu ne-ai recuperat, Tu ne-ai mântuit, ne-ai salvat, ne-ai restaurat în relația cu Tine prin Hristos. Noi suntem incompatibili cu Tine, dar prin Hristos Tu ne-ai iertat vinovăția și acum suntem copiii Tăi. Ajută-ne, Te rugăm, să fim folositori, împlinind interesele împărăției Tale pe pământ și aducând rod pentru onoarea numelui Tău și pentru mântuirea multor oameni. Orice om trebuie să ajungă să se împace cu Tine prin Hristos. Ajută-ne la cât mai mulți oameni să împărtășim mesajul împăcării. Dă-ne, Te rog, disponibilitate, dă-ne înțelepciune și ajută-ne să facem asta cu pasiune și bucurie. Îți mulțumim că ne-ai ascultat. De aceea ne închinăm Ție. Amin. Dragi prieteni, vă mulțumesc încă o dată și vă binecuvintez. Să auzim de bine. La revedere!